Mara ne gătește prăjitură. Așa se mănâncă? Facem un turn foarte mare. Cine va face cel mai mare? Tu, Teo? Și să nu pice. Și ultimul pahar, Teo. Cheesecake cu vierbi. Dacă nu sunteți pregătiți, nu vă uitați. Ce fain era dacă... Asta e. Nu, n-am văzut niciun vierbi. Și... Ta-da! Mara, uite cum se face. Așa? Se seama ce inginerie e aici. Gata, școala, e weekend. Eu vreau să fac cheesecake. Teuța? Tabla mulțirii. O să învățăm weekendul acesta, avem temă. Tabla mulțirii și, bineînțeles, tabla mulțirii. Să o știe la perfecție. Aha. Bravo. Hai. Mie nu-mi plac. În centuri. Le iau așa pentru ele, că știu că să mă joc cu ele. Nu știu ce fac cu ele, dar iau. Ca să aibă tata ce strânge, ce aduna din mașină. Hai să mâncăm. Mâncărică făcută de mami. Ce o mâncărică? Nu știu, să vedeți. Pui cu gorgonzola. Știți rețeta? Dacă nu știți rețeta, o să rugăm pe mami să ne spună. Da, și vă fac și un cheesecake. Cheesecake-ul mare. Am o surpriză, o deschid acum. Balerina, că eu sunt balerina. Bravo. Da. Fetele n-au văzut. De unde? Pentru ce? Ziua ta. Ziua mea. Balerina. Nici Teo n-a văzut. Ce-i tot acolo? Uaaa, de acu' e ziua. E ziua ta, mami. Azi? Nu, azi e septembrie, ziua lui tati, în noiembrie. Mami, hai să hrănim copiii la masă. Hai să vă arăt ce am pregătit, că n-am filmat nimic, dar măcar vă pot spune. Am făcut pui cu sos gorgonzola și fiert cartofi pentru piure. Bravo. De ce am făcut asta? Așa că să mergem să mâncăm. Unde? La masă. Unde aici? Uite aici. A început mami să gătească. Ce? Pui cu sos gorgonzola și fac piure de cartofi. Poftă bună! Mulțumim! Și farfurii, piureul e gata. Ce avem aici? Puiul. Și sfeclă roșie. Da, avem și sfeclă roșie. Poftă bună! Trebuie să văd și eu. Mulțumim, mami, că ai gătit pentru noi. Noi anul ăsta am primit multe murături gratis de la prieteni. Cred că sunt castraveți și gogonele. Aici sunt ardei gogoșari, curați. Astea sunt de la Mare și Alexandra. Iar astea sunt de la Rodica și Raisa. Ardei copți. Hai să poftăm tu. Și sfeclă roșie. Fetele au vrut sfeclă ardei. Să avem poftă. Asta nu. Hai, Ariuca. Și eu vă mulțumesc că mâncați și că vă place mâncarea mea. Ariuca vrea să doarmă. Și proces de preparare este cheesecake-ul meu. Ui, ia uite. Cineva zice că ne ce ați luat? Proaspete. Dar ați găsit ceva? Da, cu acasă și zmeură. Hai și la profi să vedem la o căpșură. Mara ne gătește prăjitură. Așa se mănâncă? Frișcă, naturală? Nu prea. Facem cheesecake. Deja am pus aici biscuitele cu unt, zmeură. Aici am făcut crema cu de toate, naturală. Și acum turnăm peste. Cred că o să se ducă toate zmeurele peste tot, dar nu contează pentru că tot în tort ajung. Turnăm. Wow. Hai că nu. Mara, e bine că nu l-ai făcut cu ciocolată, pentru că mie nu-mi place ciocolata. Vrei să punem ciocolată? Nu, deloc. Voi strânge tot din bol. Bun? Yummy!
și mie în cap melodia asta. Hai, Bibidi. Raisa, am venit la noi. Bună, Raisa! Bună! Și acum vreau să facem un turn foarte mare. Ia, privit-l pe a mea. Am început și Raisa. Și vrem să continuăm. Acum fac un mov. Mov! Și punem. Fac jumătatea aceasta cu mov, apoi încă un strat cu mov și apoi jumătate galben, portocaliu. Cred că o să iasă super. Fetele se joacă. E Teo cu... Raisa. Salut, Raisa. Salut. Ce faceți voi aici? A filmat și eu. Ce facem? Aha. Și vă las să continuați. Iar tati cu mami la lucru astăzi, zi de curățenie. Tâng, 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 tâng. Ce fac foarte mult. Hai să vedem. Raisa, te descurci? Hai să vedem. Cine va face cel mai mare turn de pahare? Tu, Teo? Și să nu pice. Aha. Rai, să hai să facem un oambele. Să facem un an. Mi-arătați ce reușiți? Da. Hai. Voi filma eu. Și a previți cât de mare l-am făcut. E foarte lung și mare. Mai am să-l fac. Punem aici așa cu grijă. Și așa lucrăm în echipă. A picat de peste 10 ori. Nu cred. Bravo, arată bine, în 3. Nu, te rog. Bine, nu. Bine, le mă țin din treabă, le ajut. Teo, tu. E, dar nu nimic, îți spune ce ne de partea asta. 3. Mai are puțin și cade. Nu. Mai e puțin aici. Doar așa. 6. Oare reușim? Oare reușim? Scrieți-ne în comentarii dacă reușim. Stai că câte un. Gata. A, și acolo. Și aici. Doamne. Mai arunc un pic și cade. Eu îl simt. Le-ai pus rău aici, sunt în față. Rămâneți aproape să vedeți ce se întâmplă. Ce credeți că se întâmplă? Reușim să punem tot? Nu vă mai mișcați. Nu vă mai mișcați. Mai avem 4 pahare. Nu mai sunt. 1. Nu mai sunt. 2. 3. Și ultimul pahar, Teo. Gata! Am reușit! Bravo! Hai, Raisa, bate. Așa. Deci nu l-am distrus. 3, 2, 1 și... Ce? A venit și mami. Nu. Nu călcați pe ele. Nu călcați pe ele, că o să le mai folosim. Ce fain a fost. Hai, Raisa. A plăcut, așa? Da. Și așa facem noi activități cu copiii de dimineață. Vezi că facem doar brit cu altă culoare. Bine, facem nou. Mara, cu tati la cumpărături. Dar era să dau peste ceva. Ce avem acolo? Cheesecake cu vierni. Din păcate... Să vă arăt acum niște cadre. Toate punctele astea sunt viermi. Sperăm să nu aveți fobie de vierni cu mare mami. Asta e. Noi n-am fost atenți. Și zmeura era plină de viermișori. Și fata, și... Are mâncare... Nu mănâncă. Nici nu știu ce să-i mai dau. Nici mâncare gătită nu mănâncă. Aruncăm tarta, după ce am cheltuit destul de mult cu ea. O grămadă! Cremele de brânză, smântâna lichidă, biscuiții, untul, tot. Se mai întâmplă. Da, așa bună era crema. Altceva? Altă prăjitură ce faci azi? Nu fac prăjitură astăzi, pentru că m-am supărat că n-aveam viermi. M-am gândit să fac un sos olandez pentru pui, că fac șnițele. Și mami face cartofi copți. Dacă nu sunteți pregătiți, nu vă uitați. Zmeura, care a făcut numai prostii,
Dar nu erau pe dinăuntru. Doar, au ieșit la suprafață. Ce fain era dacă... Asta e. Data viitoare, să fim mai atenți. Data viitoare, nu mai pun smeură în viața mea, în prăjituri. Da, să pui. Dar te uiți un pic la ea, să vezi dacă are sau n-are. Eu m-am uitat, chiar am spălat-o. Dar tot au rămas. N-ai văzut? Nu, n-am văzut niciun vierme. Repede să cumpărăm tot ce avem nevoie. Și aici inimioare. Și toate fetele sunt îmbrăcate de sport, pregătite de gimnastică. Ce faceți voi, de fapt, de schi? Eu de. Una, a doua, a treia. Și a treia. Și drept în coloană mergem. Pe loc repaus. Ouă. Alea sunt ouă de ceară. Puse așa. Nu știu. Asta. Cărniță. Scria pe listă. Asta-i piele. Eu vreau piele. Ține acălea. Ține acălea. Așa cum am stabilit de ieri. Așa de curățenie, am ajuns și în beci sau mă rog, ce e asta? Subsol de misol. De misol. Așezăm cutiile pe categorii și facem curățenie în casă. Am pus deja la spălat două mașini. Aici, borcanele. Am aranjat un pic conservarea, dar trebuie să mai vină peste 100 de borcane acum cu zacuscă de pește, zacuscă de vinete cu dovlecel și mere făcute special pentru noi. Nimeni nu mai comandă așa ceva? Nu, nu. Rețeta bunicii, îmi zice așa și eu i-am zis, doamne, care să fie gustat. Până una alta. Să fie, ți-a mai făcut? Da. Așezăm lucrurile. E loc de depozitare în casa asta, lucruri care ne bucură. Acum trebuie să iau în casă borcanele astea trei. Am dulceață de ceapă, am comandat iară. Dulceață de ardei iute și din asta am comandat. Și gogoșari marinați. Și mami se gătească, repede. Da, mami mai are de pus la spălat, trebuie să o dezbrac pe Ari, că am mâncat geleu de-al fetelor. Mara a făcut un geleu de căpșun să o pună peste tarta aia, dar pentru că tarta ați văzut că s-a întâmplat cu ea, din nefericire. Și dacă ați ști cât a dat pe ingrediente, cred că 100 de lei au fost ingredientele alea și s-au aruncat așa. Din cauza unor fructe de smeură, crude, nu congelate, care aveau vieță. Da, hai. Treabă. Cutia Pandorei. Noi acum descoperim ce e în ele. Am uitat să scriem pe ele. De fapt, ne grăbeam și n-am mai avut timp să scriem. Aici sunt toate sculele mele. Așa că, la zona de scule. Toată lumea mănâncă, toată lumea n-a de mâncat. Mara a gătit șnițele cu sos olandez. Îmi doresc dintotdeauna să fac sos olandez, dar ea toată Mara mi-a luat-o înainte și a gătit ea prima în casa noastră sos olandez. Și eu am mâncat cel mare de usturoi, am mâncat jumătate. Mi-e place foarte mult. Pe o mușcă așa ca din măr. Acum chiar vreau măr. Un măr, mi-l spăl și îl mănânc. Aproape gata. Parcă nici nu-mi vine să cred cât de ușor mi-a fost dacă am avut ajutoare. Și aici lucrurile s-a așezate. Și aici lucrurile s-a așezate. Doar că mai trebuie puse sănile. Și urmează să venim cu mașinile. Wow! Băieți! Ajutare! Salut, Marius! Ciao! Următate acum? Da, da! Ari a răspuns! Ari aici, a zis mașina de bucurie! Da! Hai la Teo! Hopa, bravo! E de mică imbutat cu camera și râde. Te montăm și montăm. Spor să aveți. Buf. Nu dărâma că le punem pe peretele ăla. Merge, tati, merge? Noi spunem că da. Rezultatul veți vedea în curând. Acolo e peretele și acolo e televizor. Păi, dar ce ținute aveți voi? Tic, tic. Și Maria, și Teo. Eu m-am dus să văd de niște lucruri ce am luat ca mari. Pe cine avem noi aici? Mâncați-vă. Aha. Mimisor. Grijă, da? Să mă duci. Hai că te ajut. 8 găuri cam mari, dar sperăm să ne ajute.
Dar de ce ați făcut așa într-o parte? Am găsit dibul până la urmă. Super. Vreau și eu. Poftim. Cu putere. Tare, tare, atât, gata. Următoare. Hai, man. Hai, bun. Așa, da. Se descurcă Mara, dar cu ajutorul lui Marius. Trebuie să împingi în același timp, pentru că altfel se strică capul la turul. Așa. Bun, stop. Perfect. Hai, hop. Bravo. Bravo. Mai la mine? Mai spre tine. Hai, acum să-l lipim. Și nu am văzut nimic. Perfect. Yeeey, am venit de rizor. Ce vrei? Sacrificii? Asta cere sacrificii. O, tati, ce faci? Ștergi și peretele acum. Pornim? În 3, 2, 1, fiți gata! După 6500 și ceva de kilometri de mers, după la 2. Nu era băgată în priză. Era băgată, dar nu știu de tot și... Ta-da! Asta e dedicație pentru tine, s-a deschis direct la șef la pusul. Da. Wow, ce mașină roșie și frumoasă! Ce știe ea să facă? Și a treia oară e cu noroc. Wow. Mama mia. Ah! Se pliază. Wow. Mami. Așa ceva. E de vânzare. Da, vechiul meu. Da. La schimb. Vezi pe vlog. Mara, uite cum se face. Așa. Hai seama ce inginerie e aici. Și îți dai seama că se închide astfel încât să nu plouă în ea? Una, două, trei, patru părți suprapuse. Foarte tare. Vreau și eu din asta. Geamurile și acum o să facă la loc decapotabilă. Întâi geamurile. Și acum focus, focus. Tehnologie, nu glumă. Și se ascunde toată acolo. Rom, rom, rom. Mai și toarce. Super, wow. Sunt oamenii sănătoși. Mergem să vedem ce face tati. Spălă, dar cred că mai bine folosim acel adaptor special pentru spălat suprafețe. Acum începem. Profesional, chiar curățarea așa cum trebuie. Și acum, clădirea. Am salvat de la haine mici un treninguț care este bun acum Arianei. Tati l-a dat la haine mici și le ducea. Am salvat și am salvat și toate hainele. Acum nu știu ce se întâmplă cu ele. Le-am băgat la loc în beci. Și el a zis cu prima ocazie, nu le mai las afară, ci le duce de tot. Avem iarăși o tonă de bagaje de pus la locul lor. În cameră la fel am destrâns lucrurile pe care le-am spălat astăzi. Și aici alte bagaje, o cutie plină și un troller plin. Și veniți în baie. În baie uscătorul mai are 10 minute, deci în 10 minute alte haine de strâns. Iar mașina mai are 39 de minute, 9 minute uscătorul acum. Și după 39 de minute trebuie să pun aici la uscător. Dar v-aș arăta ce se întâmplă cu uscătorul după ce se termină. Va trebui să-l golesc de apă, apa se adună aici, și de scame. Scamele se adună aici. Iar eu cu fetele, Raisa, Pri și Mara, vrem să ne jucăm 3 marker challenge cu schimbii din toilet, cu cameraman, cu cine mai era? Cu boxe. Nu cu ăla, mă, cu ăla, mă, fie grimace shake. Și cu ăla. Bine, și cu grimace shake. Haideți să vedeți! Mara ne scoate la intrigantă. Avem și aici aine de strâns. Între timp, Mara a gătit și clătite pe lângă șnițele, iar eu abia aștept acum să-mi fac o clătită cu dulceață de vișine, preferatele mele. Am dulceață. Fetele și-au făcut cu banane și Nutella, iar aceasta este dulceața mea. Și gata, clătite!
Și, din păcate, dar de fiecare dată, după utilizare, spălăm filtrul. Nu e deloc plăcut, de aceea nici la mâncare nu punem apă până nu schimbăm filtrele din casă. Altceva. Și pentru următoarea utilizare. Oare fetele ce fac pe sus? Am găsit ce trebuie pentru Teo. Scoate la imprimantă cu schividi. Da. Deci am stat așa, bă, și am făcut tumba și pus înapoi și înapoi în revers. Bine, am început să plâng că m-am lovit un pic la cap. Dar am crezut că m-am lovit tare. Cameraman și aici era box. Eu să-i boxman. Da, l-am scos, l-am pus, adică l-am salvat. Așa. Asta vreți voi? Da. Și cu primă și... Bagajele ne așteaptă să le desfacem, dar auziți, mașinile țiuie, veniți. Uscătorul s-a terminat, mașina de spălat s-a terminat și ea și țiuie, trebuie apăsat start, nu se deschide până în apă și uite, uscătorul se învârte ca să nu se șifoneze lucrurile. Și mașina, la fel, ați văzut? Nu cred! Da. Apăsăm start, uite, antișifonare, la primul start abia s-a activat. Le iau pe toate și le duc pe pat peste celelalte, urmează să le strâng. Astăzi chiar am muncit cu toții și încă mai avem. Și acum vă voi arăta ce înseamnă un uscător și cum trebuie el întreținut. De fapt, folosit, nu întreținut. Asta este o hârtie. Primul lucru. Primul lucru nu este acesta, pentru că nu e cel mai important. Asta ar mai aduna scame. Asta e. O grămadă de apă. Fiecare uscare se umple acesta. Și eu storc la maximum de rotație. Am 1400 la mașină, la 1400 storc. Dar și mă întreb, dacă nu aș storce așa, s-ar mai... usca? Cred că ar trebui să scot, să scurg și să pun din nou la uscat, altfel nu știu ce aș face. Și acum, aici avem scamele și părul și tot ce se adună. Sunt două recipiente. Aici sunt scamele de la spălarea, de la uscarea anterioară. Au fost haine de ce culoare? Haine deschise și uitați ce praf gri. Prima dată când am folosit uscătorul și când am văzut câte scame se adună la uscare, nu mi-a venit să cred. Se scutură așa. De acolo atunci mașina e plină de scame peste tot. Eu nu știu ce face capacul ăla, n-ar reuși să-l desfac. Tati, tu poți? Se scutură. Aici? Da. N-are buton dedicat și nici nu ne arată în instrucțiuni. Înseamnă că nu trebuie curățat. Da? Întrebăm. Perfect. Și mutăm rufele din mașină în uscător. Acum am pus în mașină și o hârtie de rufe. Hai să vedem culoarea. Ceva roz a ieșit. Se vede. Eu le refolosesc. De exemplu, această roz o pun la roșii. Închid uscătorul. Setez aici la bumbac, la cel mai puternic program. El îmi arată 3 ore 38 la start. Veți vedea că după 5 minute, asta înseamnă stoarcerea mea la 1400, după 5 minute mi apare o oră și 6 minute, o oră și 7 minute, cam așa. Și acum să pun și la spălat. O să pun haine închise, pentru că acești pantaloni roz au apărut după ce am spălat rufele roz, la fel și prosopul. Să punem albastre, blugi, negri și așa mai departe. Eu întorc rufele pe dos, caut în buzunare mai întâi, am avut surprize. Și apropo, dacă cumva mai scap un șervețel în mașina de spălat, când bag apoi la uscat, absolut tot ce înseamnă șervețel, toate scamele sunt adunate. Asta îmi place la uscător. Și acum? Și... mami, e meșter. Sunt, ia să mă vezi. De tot? Da. Tare. Așa, gata. Bravo, mami! Yeah! Facem noi munca în echipă. Olala! Prindem un alt televizor. Nu, ne place să avem televizoare peste tot, chiar dacă n-am timp să ne uităm la ele. Măcar dacă stăm la masă, urmărim o știre sau ne uităm la familia Marei. Voi, la cine vă uitați? Olala, domnule, buci pălăuri, domnule. Hai, mai bine să-i facem probă să vedem dacă merge. Funcțional! Avem televizor! Repede! Yeee, ce tare! Să fie, că noi ne uităm la ele. Sau ne uităm, dar foarte rar. Fața de masă. A ajuns. Pe jos. Pe diagonală. Pentru că... toți colorăm așa, într-un sens. Și am tot tras așa cum colorăm. Așa încheiem noi vlogul. Într-un sens. Tot într-un sens.
cu multă muncă, televizoarele puse la locul lor, cu lucrurile așezate cât de cât, da, aproape. Nu toate televizoarele, mai dar sunt două. Dar n-a avut prea multe de dată. Așa că noi vă spunem la revedere și v-am pupat! Pa, pa! Nu uitați că aveți pe ecran vloguri, schedule, challenge-uri, playlist-uri pe care le puteți vedea în continuare, poate chiar cel cu 3 marcări. Challenge prezent aici. Stai! Hai să arătăm ăsta, nu? Da, da, în următorul video. Mulțumim că ați ajuns până la final. Pa, pa! Ia uitați cum arată meu. Teo, sunt ăsta. Așteaptă. La ultima rundă am avut voie să alegem două creioane care am luat noi și două care eu spuneam. Ta-ta! Pa, pa, pa!